Aș vrea să vă mai prezint diferența între coroanele de la diferențiale de la Jeep Wrangler Punte Dana 44, Nissan Patrol Y61 sau Y60, este aceeași mărime, și Mitsubishi Pajero MK3 spate. Aceasta este Dana 44, Nissan Patrol și Mitsubishi Pajero. O să le luăm la măsurat, să vedem ce dimensiuni avem. Începem cu Dana 44. Avem 22, de fapt 225 de milimetri. Șubrelul electronic e prea mic, nu pot să vă arăt, dar mă credeți pe cuvânt. Nissan Patrol are 238 de milimetri și Mitsubishi Pajero are 240. Deci Mitsubishi Pajero are, cred că, cea mai mare coroană de la diferențial din Europa, urmată de Nissan Patrol Y60 și Y61 și Dana 44, care e mai micuță. Deci avem o diferență de 225 238 și 240. 225, 238, 13 mm, 2 mm între Patrol și Pajero. Cam asta e. Și Dana 44. Stai. Concluzie? Concluzie e că Dana 44 este o punte mai mică ca puntea de Nissan Patrol Y60. Nissan Patrol mai are o punte mai mare, nu avem aici, care cred că e comparabilă cu Dana 60, dar dacă o să prindem vreodată, o să comparăm. Vrem să măsurăm baza dintelui la Dana 44, să vedem care ar fi diferența. Și avem 10 mm. Și la unde am măsurat în interior. Da. Da, și la Nissan tot 10 mm. Și la Pajero tot 10 mm. Baza dintelui. Nu știu dacă e important. Și lungimea. A, și lungimea. Care e mai mică asta, pentru că e și mai mic în diametru. Nu știu exact cum să măsor. Da. 39 de milimetri, 44. Cum se 43. Și Mitsubishi Pajero 40, 46. Contează și lățimea dintelui, Contează și lățimea, lungimea dintelui, că na, da.